Йо васалут, стимас приетень, васалут, стимас чататень. Так, пи фейсбук сантимир жуке, на ютубе идет, да? Астас сантим, дата де 31 август. Чинева а сарбатурит зиуа индепенденции, чинева а сарбатурит ши сарбатуря де астаз лимба ностра, май мулц ау имитат, ка сарбатуреск ши лимба ностра ш зиуа индепенденции. Să le luăm pe rând. Astăzi am venit în fața dumneavoastră ca un cetățean de rând a Republicii Moldova, nu ca președinte de partid, ca lider unei formațiuni politice. Am venit să vă spun gândurile mele, gândurile unui om care nu doar a privit cu atenție tot ce s-a întâmplat și se întâmplă în Republica Moldova, dar am încercat să schimb unele lucruri. Am venit să vă spun emoțiile, gândurile care mi s-au adunat, mai ales în ultimele zile, când am urmărit declarațiile, adresările către dumneavoastră, la mai mulți lideri politici, la mai mulți oameni influenți. Știți cum mă uitam la tot asta și să vă spun, chiar am uimit, nu, eu chiar eram șocat de ciuricul unor persoane, de atâta durere falsă, atâtea declarații despre cum ne iubesc și cum au grijă de noi și cum au păstrat independența și cum au salvat-o și tot același lucru cu limba noastră. Și cei mai emoționali în declarații erau, știți cum, așii care și mai mult cel mai mult au distrus țara, au furat, unii am văzut că s-au înregistrat chiar spoturi pe fonul drapel, știți că pregătit, nu șagă, cum să ieși tu la oameni să le spui în două cuvinte despre ce se întâmplă. Când, mai ales că cam tăți și așa care au încurcat drapelurile Ucrainei și așa care ne-au condus și care ne conduc, apiu și adus, s-au pregătit cu texte, politehnologi, declarații, ții fața așa, ochi așa, tot fiind gunduratul actriz, Doamne ferește. Eu prea bine și prea mult cunosc politica și politicienii de la noi ca să înghit tot asta și ne s-o băgat și ne se bagă nouă pe gât. Știți cum? Când vorbesc politicienii despre programele lor, planurile lor și mint, asta știți cum, fiecare e cu treaba lui. Dar când se folosesc sărbători naționale, cum ar fi cea de ziua independenței, de 32 de ani, am înțeles că suntem independenți și de limba noastră, asta sunt sărbători naționale, știți cum, adică și aici este inadmisibil ca să vedem tot ce aici am văzut noi. Și nu contează viețele îndurerate când se depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare sau la monumentele clasicilor литературе, шашем эти партии. Короче,
De 32 de ani suntem independenți. Independența asta noi am obținut-o, așa a vrut Dumnezeu. Dar nu că 10 ori 20 de ani cineva tare a luptat pentru ca să o avem. Eu, pe mai mulți care erau la Politbiro și vorbeau numai despre KPSS și marxist și leninism, azi îi văd, dacă nu pe copiii lor în partide europene, liberale, unioniste, știi care vreți, știți cum. Și metodele, eu voi spune, care le folosesc învață ca KPSS, da, de multe ori arată ridicul și tare neghiob, le folosesc și așa care la noi, azi sunt cei mai mari democrați. Dar cu cât mai mulți ani treceau de la obținerea independenței, cu atât mai dependenți de crizele social-economice devineau oamenii simpli, cetățenii de rând din Republica Moldova. Politicienii care ne-au furat și ne fură țara, ei astăzi, cumva, majoritatea din ei, chiar și ei care sunt în căutare, ei savurează, taman, independența Republicii Moldova. Fiecare guvernare din ea și încerca să fure, să privatizeze cei și nu dovedit cei precedenți. Majoritatea politicienilor au avut practic toate culorile politice. Și nu contează, foști, oare actuali. Mulți deja de mai multe ori s-au schimbat ca curcubeu. Adică au avut mai multe culori decât curcubeu. Numai că în toți acești 32 de ani, practic, nimic nu se schimba pentru oamenii de rând. Oamenii tot mai mulți plecau și astăzi masiv pleacă din țară. Și durerea care am văzut-o eu și am simțit-o acum în timp de câteva zile, când am plecat cu mașina la un eveniment de familie în Italia și am mers prin România, Ungaria, Slovenia, Italia, m-am oprit la mai multe parcări, la mai multe benzinării. Da, îmi place mai mult circul cu mașina decât cu avion. Îmi place mult să conduc. Cunoaște asta o țară întreagă. Nu a fost o parcare sau benzinărie unde să nu întâlnesc moldoveni de-a noștri. Fiecare din ei mi-a povestit istoria lor și ce au câștigat ei de la independența Republicii Moldova. Unii spuneau că de 20 de ani plecați peste hotare, alții de 10 ani, alții îmi spuneau că de mai mulți ani s-au luat și rudii или ж тот мембри фамилии куен церли, он дел локуеск, уни мунческ. Ин куда ты репет? Ну, а фос ни шо паркари, ни шо бензинарии, ка сынул талнес пщинева дин Република Молдова, каря ра андрум с прилоку ди мунку, сау каря с троешти ансара уни мафлам ел. Pentru acești oameni, pentru mine, Republica Moldova o să fie un stat independent atunci când iată pe toți care am văzut eu în țările astea care le-am trecut, tranzit, România, Ungaria, Slovenia, Italia, ab cetățenii țărilor care le-am numit și altor țări, a să-i întâlnim la benzinăriile noastre în Moldova. Și ei o să ne povestească că eu venit la lucru în Republica Moldova, că salariile sunt mai bune, statul este mai protejat, mai puternic. Republica Moldova este un stat care produce, nu gastarbeiter, dar care la capitolul producerii este între aceeași linii cu alte țări dezvoltate de pe globul pământesc. Atunci Republica Moldova o să fie independentă. Republica Moldova o să fie independentă pentru mine și toți cetățenii din țară atunci când cei care merg la, care au fost la tribunele,
дезима индепендент шлалим бануастр шакума шентрикот, фэры бузнарю плинги паша партия ралтур царь. Република Молдова с фии пентру мини, что с четатени дин цар, он станет индепендент, кэнд уамени, кэнд вор мерчи лаун магазин, шину контя, зан цары сау песи хотари, жвора кита продус лечели майне чесари пентру вяца, у садей кардуш нишно суйти ла пресурь, аша кума у факиу димул саншу лукру астал спуням публи. Но мы как компарации, к чей кари, а у ворбиш ворбез ла трибуни, я у практик toate tinereța mea am trăit-o și am muncit pe hotare, așa cum avem azi sute de mii de moldoveni plecați. Atunci Republica Moldova o să fie independentă. Azi Republica Moldova o să fie independentă când la structurile de forță nu o să fie jocuri olimpice, care mai repede la vreo ambasadă îți ducă informațiile, majoritatea cărora sunt secret de stat. Republica Moldova să fie independentă atunci când cei care au orice mandat și orice funcție în politica moldovenească nu o să creadă că, ei, lasc, eu mai rămas în coleac să lucrez și după asta mă duc în țara în care am cetățenie. Republica Moldova o să fie independentă atunci când, cum spune în rusă, когда за каждым преступлением последует наказание. Ca cei care au distrus Republica Moldova și au distrug astăzi să aibă frică de a comite vreo ilegalitate, că să aibă exemple clare care stau prin pușcării, dar nu plin pușcării de oameni care au furat o găină, ori s-au bătat și au bătut vecinul la hramul satului, ori pe Ucescovă. Atunci Republica Moldova o să fie independentă. Pe mine mă doare foarte mult când eu văd că astăzi tot mai mult vorbesc despre independență cei care pe parcursul acestor 32 de ani au participat direct la distrugerea statului Republica Moldova. Astăzi, acești oameni, cum am spus sub alte culori, se întorc și mulți deja, nu că pe второму, dar pe третьему, четвертому кругу mint cetățenii. Eu de mai multe ori am vorbit lucruri care, din cauza poate, că sunt prea sincer sau prea emotiv, nu o să spun în politic. Știți cum la noi spune cu ei, nu trebuie să spui despre asta ca asta pierzi votanți. Aici nu vorbește că pierzi votanți care vor unire. Aici nu, dacă ați vorbește așa, să-i pierzi pe cei care vor străim bine cu Moscova. Aiștia ia să-i pierzi că vor să deprinzi cineva să le lege în față cu drăpelul european. Prieteni, eu tot timpul am fost, sunt și voi fi sincer cu dumneavoastră. Eu niciodată nu m-am comportat, chiar atunci când am greșit, și recunosc că am avut greșeli ca orice om. Eu niciodată nu căutam rating, așa cum au făcut-o și o fac alții. Pentru mine tot timpul a fost ca oamenii să cunoască realitățile care noi le avem. Da, eu înțeleg că astăzi partidul nostru și cei care merg cu noi în echipă din 2014 sunt oamenii care au acceptat principiul meu de bază, ca în mână să avem doar drapelul Republicii Moldova și nu drapele altor state, așa cum toți pentru cumva aș crește ori poziționa partidul care aleagă cu drapelele României, care e Federația Rusă, Uniunii Europene, NATO și mai departe. Și eu am fost, sunt și voi rămâne în viață doar cu drapelul Republicii Moldova. Astăzi, tot mai mulți cetățeni s-au trezit,
лаунили трекуч гипнозу, алций о мой будк тем пардия гязма. Алц мой мусит тень, анцелек к Република Молдова, о сфинтер адивер индепендент, кэнд ан фаца ностра, ка принципю номер ун, о сфи вектору дизволтерии национали. Шину валорили алтор стати сауни-унь. Это тунч Молдова о сфи индепендент штат Петерник. Eu sunt bucuros cu numărul cetățenilor care înțelege acest lucru. Crește și vom deveni o forță fără care nu se va mai decide nimic. Slava Domnului în viitorul Republicii Moldova. Să vorbim puțin și despre limba noastră. Astăzi, la ora 4 dimineață, am intrat în Republica Moldova pe la Vama Sculeni, la, chiar nu departe de Vama, la o parcare, mă așteptau doi prieteni din copilărie. Aia nu sunt prieteni, sunt cunoscuți buni, dar ne cunoaștem din copilărie. Când m-am întâlnit cu ei, ei certau între dânși. Cum certau? Discutau despre limba noastră. Chiar că azi e limba noastră și unul spunea că, băi, stai o leac și cu tine ești nebun, că limba moldovnească, că România nici nu a existat și limba română nu era și limba moldovnească și gata, așa doar le-a zis, băi, nebun, și cu tine ești de ticoagheazmă peste față, că e numai limba română unică stăpână, așa mai departe. I-am ascultam discuția între ei, dar deși ne-am întâlnit, că ei ambii plecau la lucru în Portugalia. La alți prieteni cunoscuți de anuși din copilărie, care au invitat, când te-au zis că încearcă în Spanie, pentru că nu-ți duc în Portugalia. Și m-au rugat să le împrumut cât 500 de euro, să aibă de drum, de mâncare, până ajung acolo. Și asta, eu îi ascultam pe dânșă, ei nu s-au bătut, ei discutau. Da, ca cunoscuți din copilărie, ca prieteni, eu i-am ajutat, adică și și-au rugat ei, i-am împrumutat banii care au cerut. Am fost și eu în situația asta. Am îmi spuneți, vă rog, cei care mă uitam eu, de dimineață, Doamne ferești, pe Facebook, unii care erau numai cu limba moldovnească și amun, nu, că e numai limba română. Că o leac să mai iei de electorat de dreapta, că tipa, mă-i mult liber, s-o-i dezamăzit în pas. Alță că limba moldovnească și așa mai departe și tot așa și voi nu știți nici și mai departe. Spuneți, vă rog, eu care tot timpul am încercat să impactez prin comportamentul, acțiunile care le-am făcut, știți? Eu azi dimineață l-am ajutat și pe prietenul din copilărie care o numește română, i-a dat 500 de euro, s-a dus în Portugalia de drum. Și a doilea persoană 500 de euro care îi spune moldovnească. Spuneți, vă rog, pe care dintre înșiu nu trebuie eu astăzi să-i ajut cu acest împrumut? Să nu-i împrumut la cel care o numește moldovnească sau la cel care o numește limba română? Opriți, vă rog, toate istoriile astea când pentru a capăta un capital politic sau a păstra alții, sau pentru a ne lua atenția de la problemele reale, sociale și economice care le avem în țară și să începe iar cu limba noastră, cu limba voastră. Eu, tot timpul, am mers
Кукапусус, Шамапоту и та, ой, ше дискуташку, чей карон у меня с молдовняск, чей карон у меня скромен. Шастас скопол мел кай четатян, и кастряска бини тот. Чей карон климба натива ж гагауза, булгарыш, украинян. Дарвой патриот, спунец ворог. Кета дидзо индепенденции ярам тот лаволан, ше и вот это вяца мем машина мабут, драпелу Републики Молдова. Птец мау принц уорькэнд. Шену контяза, ку машина луат инкирии, ку амя персонала, сау ченева кармюде, геруди, сау приятен комплект психотари. И вот это темпо, ам антрашау пунгулец, драпелу Републики Молдова. Анка канва публика у плахотнюк, анка водвещен спешан, урм ценитил факту штирик, як вы тацва. Он молдовян, ку драпел, му ценитил, лама Пусантро песчина. Ну, Сочи сопене рампят. Так, а маскултат гимну Републики Молдова. Куда-то. Кому ж асенща пун хайп дам не ферешни. Челебрул Матьевич. Каря скриз версурли. Алексей Матьевич. Каря у май скриз диспряно тимпур лянулы. Prima vara despre vară, vara despre toamnă, acolo și așa mai departe. Am ascultat imnul Republicii Moldova, am ascultat de mai multe ori. Nu vorbesc despre ceremoniile oficiale, vorbesc despre... L-am ascultat, în fine. Și amul l-am ascultat de două ori. După asta am ascultat imnul... imnulele vecinilor noștri. Am pus în mașină Șob ne merg la Ucraina, imnul Ucrainei, da? Ni slava, ni volea. Am pus a României. Șteaptă-te, români. Am ascultat imnul Federației Rus, necătând că am locuit foarte mulți ani acolo și îl cunosc foarte bine. Am ascultat imnul Franței. Și cred, pot să vă asigur că mai mulți cetățeni Republicii Moldova cunosc imnul Franței decât cel al Republicii Moldova. Că n-asculți oare cele imnele statelor vecine care v-am spus. Sau asculți imnul Franței, acolo ați văzut că, Doamne ferește, ceva se întâmplă în țară, guvernare ca pe bec, ca pe spojarul, oamenii ies în stradă. Că n-asculți, asculți Alon Zanfan de la Patrie, Celebra Marsieză, prieteni, se ridic stadioanele. Și noi avem imnul în care nimic nu spune nici despre Republica Moldova, nici un cuvânt despre Republica Moldova. Limba noastră e cu moară, în adâncuri înfundate. Stimați prieteni, ian puneți, după ce finalizăm discuția imnul Republicii Moldova, încă o dată, fără pretenții la autor, autorul a scris versuri. Și multe versuri bune. Numai caz, noi când vedem că avem în Republica Moldova artiști, oameni care au prezentat și prezintă Republica Moldova pe scenele internaționale. Și nu contează că este icona Republicii Moldova, domnul Eugen Doga, că sunt frații Advahov, că este Dan Balan, că este formația Zdob și Zdub, Gheorghe Țopa, Nadejda Cepraga, Alexandru Lăzânciuc. Stimați oameni notorii, artiști, mă adresez la voi, nu la policini. Așadați-vă, vă rog, faceți o masă rotundă. Eu vă sprijin, vă ajut ca cetățean dacă o să fie nevoie, dar mai bine să o faci fără politicieni. Vă rog frumos, chemați și pe Carlos Dreams, și pe Roman Burlac, chemați regizori, actori, oameni buni. Moldova, o țară atât de frumoasă, cu tradiție atât de frumoasă, cu oameni atât de minunați. Scrieți-ne, vă rog, versurile și muzica la imnul Republicii Moldova,
как и насылпунем, сырдичим пчуарис, ну, екзисть его петречери, Република Молдова, ж ну, контяза. Евенимент овчал, ну, тку матри саун мормонтари. Кауамени севреи спу имну Република Молдова. Вы понимаете, что сегодня у нас, еще раз, я слушаю гимн страны, его если послушать еще 10 раз подряд, еще 32 года можно ничего не делать. Три заждой дянь цара удурнит, лимба ностры кумара на дынкурем фундате. Да, парть цара, парть паздукан запой, алт парть сдышла лук пить. Ну, май, ну не май, ну май декларация, а еще мулс колледж, фош колледж дяни, камерам примар, а кого калитати мяри шесу дянь. А мия касату не уари три суть патру здесь. Дака, рауцел лулынг был сидин, воми обсуют, чем зашепты, а колор, чем зашепты, кто ты. Ой, ну мы спунет слонимик, цани. А у локалитет сли ностр. К инкай май трис, как у индепенденс. К ной мерджим анафара цери, шоб видим он че ча фос конструит. Шину контяза. Ан Рома, Германия, Италия, Румыния. Стат ли унитель Америч. Сути дяни урман. А по ной видим где бизнесом пострать очистие монумент историч. Да ной не лаудем, коло калитать ари три и патрствует сам щин судянь, шпанензо диаз, но ромас не шокла дири дин трасселя, кару фоском ва конструить, ши дин селящий экзист, держан татулумя чивилизат, но на бим не шаппидук шканализарин трансель. Наждем к сараю, к вечеву фара, много раз. Словно к сату не говорит, никому не говорить. Уника фим парень и рыл, касса с юношт, дям мой ушор, а еще понтку капитала терминал кусатели конструешева алэтур, но анцелезис, дикчич, но ве. В анцелезис кланой есть у цара фарти фурмас, фарти мулт луми талентат, мой ситуари, кари, а конструит, ши конструиешти, ши арамас ку мунка са, ку конуштинцели са, ин история алтор стати, гитлану акас. Мы являемся нацией строителей, которая постоянно строила где-то и для кого-то. А у нас дома всегда строил кто хотел и как хотел. Лавиамас пимар или архитектор инфраструктуры товарищ Спана. Вот оно что. Диаста, да, Йон Салек, Ярыш Ниминово ворбит зелестя, к Република Молдова есть уника цара, Динфосли Републич Совеч, кари при референдум национал, но трекут ниж индепенденса, ниж конституция. Диаста мажоритатя поличенлор соштерс пчуарли ди индепенденса. Мулс кершаса с факту посибилка Република Молдова диспара. Даралцы офакут швакши вординг конституции Република Молдова. Диаста к науфу стрекут при референдум. Ше я вас сигур, к фейкаре димвой антрудзе асажун галачечи ам ворбит швой ворбим фейкаре локалитат дин цара. К Република Молдова патифи скимбата тотал, ресетата тотал. Дуар прин ликидаря статлу Република Молдова, а муж, ну фасист пропаганды, пропагандист. Ши регистраря уны алстат. Я точно сам не... Ну, модификаря конституции, кому не ворбез здесь позиция мя, да? Дар нкодата ресетаря статлу прин адоптаря уни конституции ной. Вебес, ну, май фащем ной немик. Ку у цара, который был деструсы, виолаты,
dișini vrei. Și nu contează atacul, rider, bandițești. Împrumuturi care multe din ele n-au avut nicio logică. Sau au fost consumați de cei care ne le-au împrumutat acești bani. Republica Moldova elaborăm o Constituție nouă. Chiar în zilele următoare începe munca cu experții care în diferiți ani și-au activat la Curtea Constituțională. O publicăm, un an o dezbatem, fiecare vine cu sugestii, propuneri și așa mai departe. După asta o scoatem la un referendum național, o trecem prin referendum, ca pe viitor și judecătorii de la Curtea Constituțională, așa stai ca leie, știți cum, așa leie, când îi vedeți la zooparc, stau cu gură cascată, așa că ei n-au ce face, numai mănânc, pe că așa stai să păzească clădirea Curții Constituționale și să mă dai câte o interpretare, dar să nu funcționeze așa cum au funcționat și pe timpul lui Plahotniuc, și acum pe timpul lui Maia Sandu, că Curtea Constituțională nu contează cine a fost și cine este. Tot timpul a fost un instrument a puterii. Și este un lucru inadmisibil. Și atunci o să ne clarificăm cu mai multe. Dar cel mai important, o să creăm un fundament puternic pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Pentru ca oamenii să aibă o speranță reală, ca cei care sunt peste hotare să nu aibă frică să se întoarcă în Republica Moldova, sau cei care vor să vie să investească, cumva să aibă grijă că ceva nu o să le meargă. Iată atunci, noi o să deschidem o pagină nouă și Republica Moldova va fi alta. Dar încă o dată, cum vă spun, doar prin vectorul național, prin vectorul dezvoltării naționale, cu cât mai mulți din voi o să înțeleagă corect vectorul dezvoltării naționale, cu atât mai repede o să răsfârcăm mâncile și mai ales coșii care au o experiență nebună și de 10-20 de ani au plecat în țară, să vor întoarce acasă și cum am întors eu în 2014. Și vom face lucruri frumoase pentru Republica Moldova. Și într-adevăr o să fim și stat independent. Și oamenii nu o să mai aibă grijile pe care le au astăzi doar sclavii în unele țări, că în unele țări astăzi există și sclavi. Sau unde au existat. К склаву, ну, садился бит, делок, до 300 дней урма, кувяса молдовейн лордиас. К склавий мунчал нума пентру, хайни, апы, шамынкари. А ши астаз мунчал ши мажоритатя молдовейн лорд, ши афлат анцары ши песихотари. Анзалю руматуари вон дискута диспри локали, ши мулти алти субъекти. Eu vreau totuși să spun la mulți ani Republica Moldova, la mulți ani, stimați cetățeni, să vedeți că o să fie totul bine. Dar ca să fie bine, trebuie să muncim împreună. Veniți în echipa partidului nostru. Veniți și contribuiți. Nu la partid, dar pentru ca Republica Moldova să aibă un viitor. Vă mulțumesc pentru distribuiri, pentru reposteri, că doar prin ajutorul dumneavoastră, mesajul meu ajunge la fiecare cetățean din Republica Moldova. Și cum n-ar ascunde azi, și opoziția sondajele lor, și guvernarea, așa la președinții lui Maia Sandu, sondajele. Partidul nostru este partidul care nu doar trece etapa de resetare. Но я вам факу дуар 5% динчерия, который лям планификат.
partidul deja astăzi trece în Parlament. Dacă n-ați le realizăm împreună și cele la 95% și se înderese starea partidului nostru, o să vedeți rezultatul la care s-a ajuns. Vă cuprinți, să aveți o seară cât mai frumoasă, merg și eu să vorbesc cu fetița, cu mâine am una fată mare, Valerica mâine, are ziua de naștere, dar Valerica în Italia, Alexandra mâine se duce la școală, Șașal mic se duce mâine la școală. Aveți grijă de voi, de copii și împreună să avem grijă de țară. Я вас всех обнимаю, ребят, пока.